Eu m-am încadrat și pune, Coana, mi-ți o cartofi la greu. Păi știi, Coana, eu ți-am mai zis, tu trebuie să dai, tu ai învățat cum sunt eu, gata? Eu ce, mie, să fie farfuria plină, că eu așa se face la noi. Pușca mea. Eu nu sunt învățată ca aici, ci Doamne iartă-mă să fac eu. Șnița lui Dăpui îl tai la gramaj, nu cât degetul. A tăia cât degetul la bătut, nițel, a rămas nițelul tot gros. De curiozitatea mea l-am pus pe cântar, avea 400 de grame. Bravo, Marnela, bagă-i! Bagă-i că ăla zice boda prostec. Prei, e prețul normal, că mănâncă toată familia, nu-i problema mea. Eu trebuie să-i fac cantitatea normală și ea iar, că vă ăștia de sănătate. Și eu mai am un pic și o să mă supăr, pentru că nu vreau să stric imaginea celor care suntem în străinătate acolo, într-adevăr, altfel să muncește, altfel să pune preț pe calitate. Eu când o aud cu la noi în Anglia, eu nu știu cât mai rapt. Păi tu ți-ai uitat opincel la barieră și te vezi în Anglia? Pe ce tu ești de acolo? Da? Ce vrei? Am primit reclamații că și anume cașcavalul pane era prea puțin, că porțiile prea mici. Ce, astea sunt porții? Da, noi l-am tăiat gros. Așa ai primit reclamații? Păi stai tu, ai pus numai o bucată? Da. Păi dar două porții noi am avut de cașcaval pane. Tu mi-ai tăiat două porții acolo. Aia erau porții? Dar știai că am avut două cașcaval pane? Deci două cașcaval pane? Dai că-i mai face și mai duci. Păi nu cred că mai vrei. Păi vezi, eu ți-am zis două porții cu anumiți. Ai tăiat unu, doi. Să-i dăm ceva din partea casei? Clătite. Da. Clătite? De-aia eu ți-am zis.